Așa, bună seara, dragilor! Ne bucurăm și în această seară de ediția noastră, putem să-i spunem specială, pentru că tu ești alături de noi și tu ești, de fapt, special. Este ediția aceasta sau această înregistrare este pentru tine. Numele meu este Victoraș Purșan și în maratonul nostru pentru sănătate am adus persoane spre rezultate. De ce? Pentru că au fost de acord să facă schimbări. O primă persoană care o să vorbim în această seară este Liliana Zaharia. Bună seara! De cât timp ne cunoaștem noi, Liliana? Bună seara tuturor! Ne știm de 3 ani și jumătate și am stat alături de voi seară de seară și v-am urmărit timp de 2 luni ca să pot să pun în aplicare programul zilnic, pentru că eu vreau să spun că pentru mine masa cea mai importantă era masa de dimineață. Știți cum se spune? Că dimineața să mănânci ca un rege, la amiază ca un prinț și seara ca un cerșetor. Deci pentru mine cea mai importantă masa zilei era masa de dimineață. Deci nu a fost foarte ușor să renunț la masa de dimineață. Da, cred că așa am fost toți, pentru că așa am fost inspirați. Eu chiar aveam minte ideea asta când am auzit să beau apă dimineața, mă gândeam, dar după ce să beau apă dimineața? După ce să beau apă dacă nu mănânc, exact. Și e complet greșit să mai bei apă după ce ai mâncat, ca distrugi digestia, de ce? Dar așa ne confuzăm noi, că vine senzația de sete și noi începem să mâncăm și după aceea corpul e în alertă și bem apă. Cu ce situație te confruntai tu? Adică era ceva care te deranja? Da, aveam pete cafenii pe față, inclusiv una imensă pe vârful nasului, care cosmeticiana mea mi-a spus că sunt pete de bătrânețe și eu nu am vrut să accept că la vârsta de 55 de ani să fie pete de bătrânețe. Dar am aflat că în momentul în care noi avem acumulat în ficatul nostru cel puțin 1,5 kg de mâl, ne apar pete cafenii pe față și pe mâini. Iar după ce am început să respect programul zilnic ca la carte, cum am hotărât, în primul și în primul rând mi-am luat sculele și am văzut că apa pe care o consumam eu era o apă foarte, foarte încărcată și imediat m-am schimbat apa. Acesta a fost primul pas pe care l-am făcut și am văzut că pot să beau mult mai multă apă, pentru că nu reușeam să beau 5% din greutatea corpului și nu știam nici când trebuie să beau apa, că trebuie să beau înainte de fiecare masă cu 30 de minute. Eu beam apă în timpul mesei, imediat după masă și nu-mi dădeam seama că în felul acesta îmi fac foarte mult rău, pentru că mi diluând sucurile gastrice și pancreatice, mi îngreunam digestia și mâncarea intra în putrefacție. Și în momentul în care am început programul zilnic, exact după 3 zile am văzut rezultatele. Acea energie ca la 20, ca la 25 de ani, pot să spun, pe care o căutam mereu și o căutam masa de dimineață, pulma. Și niciodată nu reușeam să am acea energie, pentru că corpul meu nu făcea nimic altceva decât să consume energie pentru a digera micul dejun. Și dacă am văzut că am rezultate foarte bune cu programul zilnic, m-am decis să încep să fac curățările corpului. Vreau să spun că exact după a patra curățare de ficat mi-au dispărut petele cafenii de pe față și acum nu se mai vede deloc acea pată care efectiv mă obseda. Și eu trebuia să fiu împăcată cu ideea că toată lumea are așa ceva și după cum a spus cosmeticiana mea, și că sunt pete de bătrânețe. Aveam probleme datorită colonului foarte, foarte încărcat, care apăsa pe aveam dureri foarte mari, apăsa probabil pe splina mea, care din momentul în care mi-am făcut prima curățare a colonului, n-am mai avut niciun fel de probleme. Eu noaptea mă trezeam efectiv cu senzații de sufocare, deci nu puteam să mai respir.
Și cu palpitații de la inimă, la fel, pentru că colonul meu era foarte, foarte încărcat. Da, nimeni nu face aceste legături zicând că e exact ceva înseamnă la inima ta, ai ceva la plămânii tăi. Mi-am făcut un EKG, EKG-ul meu era perfect, da? Deci nu aveam nicio problemă la inimă. Mă da, trezeam cu acele senzații de sufocare în timpul nopții. Vreau să spun că imediat cum am făcut prima curățare de colon și am eliminat foarte multă placă mucoidală, senzațiile mele au dispărut. Plus că am întinerit la nivel celular cel puțin cu 10-15 ani, am pierdut din greutate 12 kg de la 62 la 50 de kg, am energie efectiv de vânzare și mă simt extraordinar de bine. Felicitări! Câtă apă beai tu înainte, câtă bei acum? Mulțumesc! Înainte, dacă beam un litru, un litru și jumătate de apă mai mult, nu puteam să beau pentru că apa pe care o beam era o apă foarte încărcată și nu s-a asimilat la nivel celular. Acum beau cel puțin 3 litri de apă pe zi. Bun, deci înainte nu aveai energie, acum ai energie. Am foarte multă energie. Bun. Asta înseamnă că orice persoană care este aici alături de noi sau care ascultă această înregistrare a observat când bătrânii cad la pat, ei au multe pete ca fenii, dar sunt oameni care sunt puternici și au mușchi. Adică cum un om care are mușchi e puternic, că e bărbat, că e femeie, cade la pat și nu se mai poate ridica de acolo, pentru că ficatul este încărcat. Vedeți, vă dați seama, este responsabilitatea. Da, este responsabilitatea noastră să ne curățăm ficatul, numai că nimeni nu ne-a învățat chestia aceasta. Exact. Da. E frumoasă experiența ta cu cosmeticiana, zice, păi na, asta e, mai dai cu fond de timp, probabil să zici. Am făcut tot ce m-a stat în putință și n-am reușit să fac nimic. Da. Acum, cine se uită la tine, zice, cum să fi avut ea o pată acolo? Dar nu asta e important. Important este ca fiecare care ne ascultă să pună în practică cum și tu ai fost dispusă să pui în practică. Vrem exact să te întrebăm câte luni ai stat alături de noi auzind lucrurile, schimba apa și n-ai schimbat. Ai auzit, uite, se poate curăța ficatul, dar ai zis, a, mai aștept eu să mai văd alții care fac. Da, exact. Am spus două luni. Două luni am stat și v-am primit în fiecare seară. Eram nelipsită ca să văd dacă voi putea să reușesc să fac această schimbare. Atunci, ce recomanda oamenilor care sunt pentru prima oară alături de noi sau au intrat în maratonul nostru de luni? Le-aș recomanda să nu stea, să nu facă ca mine. Să înceapă și să aibă încredere și să înceapă, în primul rând, să schimbe apa, să-și ia, în primul rând, ustensilele pentru testarea apei, să vadă ce apă consumă, să schimbe apa, dacă nu au o apă băubilă, și să înceapă să respecte programul zilnic, pentru că acesta nu este un regim, ci este un stil de viață sănătos prin care noi înțelegem cum funcționează corpul nostru în 24 de ore și îl ajutăm. Pentru că așa cum noi ne spălăm corpul pe exterior, tot așa trebuie să ne spălăm și pe interior, organele interne. Și să facă combinațiile corecte de alimente și să pună foarte mare accent pe masticație, să mestece foarte, foarte bine mâncarea. Și vor vedea că rezultatele vor apărea imediat, între 3 și 7 zile. Mulțumim, Liliana. Într-adevăr, se vede câte informații ai acumulat și cu câtă încredere spui aceste lucruri, pentru că tu le-ai trăit. E firesc, după 3 ani de zile, să ai așa o convingere, pentru că hai să te întrebăm și o ultimă întrebare. Dacă tu acum ai obișnuința aceasta să bei apă dimineața, în acești 3 ani de zile n-a fost niciodată să mănânci din nou dimineața cum mâncai înainte, să faci o omletă, nu știu, să faci ce făceai înainte, niciodată nu s-a întâmplat. Dacă ți s-a întâmplat, nu? Am încercat odată când nu eram acasă, dar n-am putut, mi-a fost rău
efectiv nu am putut să mănânc, mi-a căzut foarte greu mâncarea, pentru că corpul meu era obișnuit să primească apă, o apă pură. Și dacă eu am încercat să fac o schimbare, mi-a fost acum, foarte rău. Deci, acum o întrebare suplimentară și cu asta promitem că nu mai punem întrebări, că sunt destule. Dacă tu mai poți să bei altă apă în afară de H2O? Niciodată. De ce? Deci imediat simt dacă o apă este încărcată și n-aș mai putea niciodată să mă întorc la altă apă, pentru că este singura apă care se asimilează la nivel celular și este singura apă pe care pot să o beau. Deci tu bei apă, nu deguști apă. Eu beau apă, nu sunt somelier de apă, nu o degust, eu o beau. Cu mare încredere. Bine, mulțumim frumos. Recomand la toți să înceapă programul zilnic și să țină strâns aproape de îndrumătorul lor, care îi va consilia pas cu pas mai departe și în curățările corpului și în deparazitări. Și vor avea, cu siguranță, vor avea rezultate pe măsură. Felicitări, Liliana. Mulțumesc din și partea eu. Noastră inimioare. Și da, este evident apariția ta după 3 ani de zile mai tânără, se și menține și este disponibilă să ajute și pe alte persoane. Mulțumim! Bună seara, Jenica! Bună seara! Jenica, tu știm că ești din Italia. Cum ai reușit să intri în contact cu noi, pentru că noi nu ne-am văzut decât în mediul online? Cum a fost la tine povestea ta? Pentru că acest program este atât de benefic că se aude. Pentru că persoanele care au avut efect pozitiv a transmis imediat și din România l-am auzit până în Italia. Da, pentru că vorbim aceeași limbă, așa este. Anul trecut în Exact. Acum sunt în România, acum. Da. Bun, și când ai auzit, ai fost sceptic, ai crezut, ai vrut să încerci sau ai zis, nu, eu nu încerc, eu direct încep acest program? Eu m-am uitat de 2 ori la emisiunile tale. Și am aflat, chiar s-a potrivit luni și marți. Mi s-a părut foarte logice și imediat am trecut să-mi schimb apa. Prima dată mi-am cumpărat-o, m-am interesat care apă este bună de băut pentru corp și imediat am dat comandă de o pompă cu filtru și mi-am luat imediat, am trecut la acțiune. Erau, mi s-a părut logice, corecte. Da, aceste investiții au fost investițiile care tu ai considerat că merită să le faci pentru tine, pentru familia ta. Dar te confruntai cu ceva, aveai lipsă de energie, nu știu, ce te-a făcut să începi să curești corpul și în interior? Pentru că programul zilnic, dacă noi l-am fi avut de când eram mici, poate că nu am fi avut anumite dezechilibre. Tu ai avut ceva dezechilibru, ceva cu care te confruntai? Înainte de a începe acest program, eram o persoană, să spunem în ghilimele, legumă. În ce sens? În sensul că nu mai avem nici poftă de viață, luam pastile de depresie, luam pastile de tensiune, wow. Mă trezeam, mâncam, mă culcam. N-aveam nici o poftă de viață, stăteam în pat. Și mi se înfărbânta tălpile picioarelor, nu mai aveam nici o poftă. Eu credeam că de acum gata, am îmbătrânit. Da, dar vezi, oamenii când se uitau la tine zicea, mă, e grăsuț, e frumos, e sănătos, se mișcă pe stradă. Nu știa cu ce te confrunți tu, că să nu ai așa poftă de viață, nu prea e plăcut când te gândești așa în sinea ta, nu? Sigur,
stăteam mai mult acasă, sincer zic, pentru că nu lucram puțin. Și am fost la medicul de familie și mi-a zis că trebuie să mai slăbesc, trebuie să fac masaje, trebuie să fac gimnastică, sugestii din astea, dar am încercat să fac, nu au dat rezultate. Rezultatele erau doar pe moment, te simțeai bine, dar după aceea reapăreau din nou. Așa că când am aflat de emisiunile astea, am ascultat, am trecut la acțiune. Și spre marea mea surprindere, când am schimbat apa, a șasea zi, am văzut că nu mă mai dor picioarele. Nu mă mai umflu, că mă și umflam în burtă. Nu mai venea somnul să dorm la ora prânzului. Mă simțeam ager. Mi-a zis, băi, ce s-a întâmplat? Faci minunea pe asta. Am început și eu să râd, să glumesc. Mai interesant, mi s-a părut foarte interesant. Bine, noi spuneam acolo, care a fost faraza din întâlnirile noastre care te-a marcat? Noi chiar spuneam, aveam așa o frază, că nu ești bolnav, te sete. Da, poate pentru tine a fost așa o frază când ai stat alături de noi care te-a marcat? Dacă ai, așa, din ce ai auzit alături de noi aici. Care mi s-a părut interesant sau... Da. Da, mi s-a părut interesant faptul că trebuie să bei 5% din masa corporală. Mi s-a părut, pentru că eu beam numai 2 litri de apă, beam 2 litri de apă cu insistență, pentru că mi-era setii toată noaptea, dar nu puteam să o beam, o beam în sână, așa. Și forțat. Când am auzit, da, când am auzit să beau eu 4 litri și jumătate, bă, am zis că eu știu, încerc. Și mi s-a părut interesant când voi ați zis că nu putem să bem apă multă pentru că nu e băubilă apa asta care este cu reziduu. Și când voi ați spus că dacă schimbați apa o veți putea bea, eu am crezut, nu am stat pe gânduri. Și așa a fost. Da, s-a confirmat din practică, nu din teorie. Noi chiar spunem, avem un curs practic, da? Ca să poți să-l pui în practică. Tu cu cine ai lucrat? Ai avut un îndrumător, o îndrumătoare, cel care te-a susținut? Da, am avut o îndrumătoare din Arad, Maria Tușnea. Am întrebat-o, ceea ce nu știa, ea a întrebat pe îndrumătorul ei și... Mă rog, ai învățat lucruri complicate sau simple? Nu, simple. Lucruri simple. Nu sunt complicate deloc. Orice persoană care dorește, nu trebuie să se complice. Sunt lucruri simple, numai să aibă voință să le aplice pentru sănătatea lor. Acum, Jenica, astea au fost obiceiuri bune, ai văzut că ai rezultate. Ai trecut mai departe și la curățarea interiorului corpului. Cum te cureți pe exterior? Ai fost îndrumat ca să scureți și ficatul, intestinele, sângele, limfa? După o lună de zile, după ce am început cu apa, am trecut la curățarea corpului. Și am făcut prima dată ficatul, după aceea a fost programul 3 în 1. Am rămas impresionat de ce are omul în interior. Foarte impresionat, pentru că a dat rezultate practice. S-a văzut, este ceva practic, te bucuri, te simți bine, te ușurezi, ai energie, ai poftă de viață, ești extraordinar. Deci ai văzut eliminări care au fost din ficat, din intestine? Toate și au fost rezultate vizibile. Am poze și acum. Deci asta e iarăși un lucru extraordinar, că stă în putința noastră, deci stă în, e obligația noastră să ne curățăm ficatul, cum ne curățăm bucătăria corpului.
Da, cum curățăm bucătăria acasă. Asta e bucătăria corpului. Oala în care mâncăm, intestinele noastre. Sângele nostru reprezintă viața noastră și noi n-am băut niciodată atâta apă. Și toate aceste schimbări, dacă tu le-ai fi știut mai înainte, când erai tânăr. Adică cum? Dacă le știam mai înainte, da. Că se fac? Da. Că se fac? Da. Nu știu, probabil că dacă fiind tânăr, poate că toleram. Nu făceam. Deci bănuiesc. Știi de ce te-am întrebat acest lucru? Pentru că omul când se simte bine, păi zice, nici la Dumnezeu nu mă gândesc. Când se simte rău, apelează și la Dumnezeu și ar face orice. Dar noi trebuie să facem ceva. Deci zice, nu săpa fântâna când ți-e sete. Sapă fântâna când ai ce să bei, când încă ai ce să bei. Și atunci eu aș fi fost dispus la 20 de ani să curăț ficatul, dar nimeni nu mi-a spus. Știam de curățările acestea, de metodă, dar nimeni n-a fost să mă consilieze. Și prima persoană care a zis, uite, eu în seara asta nu închid telefonul, tu te și fă că pe mine mă suni pe mine și îmi spun eu dacă e ceva. Și am prins încredere, deci știam, dar n-am făcut. Foarte mulți oameni spun chestia asta, știu. Și ce faci cu ceea ce știi? Eu știu, dar nu fac nimic. În sinea omului chiar. Și asta este datorită faptului că noi formăm persoane care ele doresc mai departe să dăruiască. Spune-mi dacă în activitatea ta, deci când ne-am cunoscut noi? Anul trecut în februarie. Anul trecut în februarie. De atunci până acum, tu ai putut să îndrumi alte persoane în aceste programe de curățare a corpului și programul zilnic? Da, am foarte multe persoane, nu mi-amintesc acum să le, așa ca cifră, dar am și la ora actuală persoane care și astăzi am vorbit cu ele, se simt foarte bine, foarte, foarte bine, sunt mulțumite și continuă. Și am care au făcut curățări de 3 ori, 90 de zile, și sunt foarte mulțumite și nu renunță niciodată. Nu renunță să meargă în continuare cu programul zilnic și o să facă curățări din an în an. Felicitări! Cum te simți când cineva zice îți mulțumesc, Genica? Mă simt fericit. Fericit că am putut să ajut pe cineva, să se simtă și ei fericit, așa cum și eu am fost ajutat. Este mare lucru, cum ne-ai spus că nu aveai chef de viață și acum, într-adevăr, un om care are chef de viață. Cine îl cunoaște pe Genica și puteți să spuneți cât a întinerit acest om, puteți să ne scrieți în chat cifra care voi o estimați. Pentru că am spus că aici avem acest bonus. De ce? Pentru că celulele se nasc într-un mediu prielnic. Trăim o altă viață. Deci schimbăm mediul în care se nasc celulele noastre. Vreau să vă mai zic că am fost la doctorul de familie, am avut un pic de treabă la el, avem nevoie de o adiferență. Și când m-a văzut, m-a întrebat ce am făcut, ce e cu mine, pentru că nu ne-am văzut de un an de zile. Și i-am zis ce am făcut, m-a felicitat foarte mult cum arăt și cum mă simt. N-am mai luat medicamente de inimă, de depresie de la ei și a rămas foarte impresionat de modul cum arăt. Și vreau să vă zic că de un an de zile n-am cumpărat niciun fel de medicament. Țin-o tot așa, Genică, felicitări! Mulțumim! Dacă Genica a întinerit 15 ani aici la noi, așa cum am spus, este un bonus a întinerit corpul pentru că creăm un mediu prielnic pentru celule. În această seară suntem la familia Cristea. Bună seara! Cu ce ocazie pe la noi? Avem și noi experiențe pozitive de relatat, atât eu cât și soțul meu. Eu sunt Daniela și Mitică. Ne pare bine. Am început
din aprilie să vă urmărim, să urmărim aceste emisiuni și ne-a plăcut ideea schimbării apei. Noi de 4 ani suntem aici la țară și avem o apă, după ce ne-am cumpărat ustensile, am verificat o apă foarte poluată, plină de impurități. Avem 730 de impurități în apa din fântână. Păi, și mie îmi plăcea. Ultimile recomandări ni se spunea să bem apă cu cât mai multe impurități. Voi cât timp, da, voi cât timp ați băut această apă și n-a știut? Deci fântâna e făcută cam de vreo 6 ani. De 4 ani bem apă din ea. Îmi plăcea gustul, chiar pe unde plecam, luam apa de la mine, că după mine, că ziceam că e bună apă de țară. Acum, până când am aflat. Acum a schimbat apa, beți ce fel de apă? Apă cât mai mult spre zero? Da, acum bem apă zero și ne bucurăm că putem să o aducem la zero, dar nu din fântână, că am stricat filtrul. 2 zile că am filtrat apă direct din fântână. Da. Și acum cumpărăm apă și o filtrăm și bem o apă bună și ne bucurăm că putem să bem în sfârșit o apă care ne hrănește tot organismul, păi, nu numai că... Atunci hai să vedem câtă apă beați voi înainte și câtă beți acum. De exemplu, eu în ultima vreme sau în ultimii vreo câțiva ani buni, doar mâncam, când mâncam atunci jumări cu brânză, cu mămăligă, bagam câte o cană, două. Dar așa, dacă nu mâncam de astea, cam o cană de 200, hai zic 300 de grame de apă pe zi, mai mult nu beam, deoarece se pare că nu mai prea nici ficatul, nimic, erau sătuși. Spunând că gata, m-am săturat, nu mai suport, ceva de genul ăsta. Și, na, aflând așa de programul ăsta, chiar fiindcă este și genică pe ecran, el ne-a trimis acum un an de zile, m-am uitat un piculeț pe două materiale, a zis că, apă, na, toată lumea vorbește de apă, a rămas în sertar chestia aia. Și după un an de zile am primit de la un frate de la meu de corp, Nicu de la Timișoara, Neculai, cum îi spun unii, alții, Cristian. Și el ne-a arătat ce a făcut în urma programului zilnic și a băut o apă. Bineînțeles, am trecut la acțiune, avem 2 luni de zile care consumăm atât programul zilnic cât și apa, așa cum scrie la carte, în care o să las pe soție să spună ea de rezultatele ei. Da, ei, acum câtă apă bei acum? Deci acum cam 3,5 litri. Am scăzut aproximativ, aveam 82 când a început apa, acum am 75 de kilograme. Deci asta înseamnă 7 kilograme și ceva. Da, plus că eu la coate, nu știu dacă o să mă observați, aveam un fel, psoriazis ceva. Așa. De 5-6 ani de zile tot mă dădeam cu fel de fel de creme, plus la degete, pe monturi încrăpau monturile la deget. Eu fiind zugrav constructor, umblam cu praful, mereu sângera aceste 2 degete. Așa. Și am dat tot felul de tot felul și nu îmi trecea niciun tip, nimic. Acum, după 2 luni de zile, degetele mi sunt curate, dar nu numai atât. Înainte de asta mi-a ajuns numai pe ușoruri la picior, se făcea solz de la problema asta. Acum, după 2 luni de zile, bine, eu n-am făcut curățările, fiindcă, na, banii nu e așa ușor de program, fiindcă eu am avut și o discopatie lombară în care am avut probleme vreo 2 ani jumătate, n-am putut să mă deplasez, să merg doar în casă. Acum sunt mai bine, aștept și eu să fac ce-i face, să fac și eu aceste curățări. Deși eu am trăit într-un mediu, ghilimele, mâncând sănătos la țară, n-am mâncat în supermarket șaorme, totuși sunt convins că am și eu destule reziduri de scos de mine la vârsta de 52 de ani. Din praful care l-a înghițit, sigur scos ceva din ficat.
Exact. Și, nu, eu aștept să fac și eu curățările, sper ca cel care ne-a dat, ne-a creat să mă ajute să fac rostul de cei bănuți. Acum doar soția ea în a doua săptămână. Hai să vedem. Eu am început acest tratament minunat în urma unei crize de bilă. Am avut o criză foarte urâtă, sufăr de această problemă de vreo 20 de ani. Și tot am luat tratamente, am ținut regim, dar nu... Bila mea tot încărcată, era, mi s-a umplat și ficatul și am ajuns într-un final, acum două săptămâni, mi-a dat trimitere la chirurgie. Doctora de familie, pentru că aveam crize din ce în ce mai des, în ce îmi constau crizele, când mi-era rău, adică aveam dureri groaznice. La început mi-a trecut cu algocalmin, am luat 7 zile antibiotic, NOSPA, dar pe urmă nu mi-a mai trecut și am avut o criză care m-a ținut o noapte întreagă. Și cu câteva zile de această criză am început curățirile, adică tratamentul pentru curățiri. Și noaptea aceea până la 5 dimineața m-a ținut durerile, într-una m-a durut. Am chemat salvarea, mi-a făcut injecție pentru durere, nu mi-a trecut decât o oră durerea. Până la 5 dimineața m-a ținut durerile, nu știam ce să mai fac. Și soțul era lângă mine și nu știam dacă am luat durerile. Ca la naștere. Exact. Aveam niște contracții foarte dureroase. La 5 dimineața m-au lăsat, parcă nici n-aș fi avut. Și am eliminat măl, cred că, nu știu, foarte mult măl. Nu l-am cântărit, dar era foarte mult măl în ficatul și în bila mea. De fapt, simțeam bila catârnă ca un sacoșă grea de un fir de ață. Așa o simțeam în interior. Și pot spune că am făcut o operație fără cuțit și am scăpat de tot ce mă sâcâia la bilă și la ficat. Și bineînțeles că am și slăbit de când am început și programul cu apa și aceste curățiri, am slăbit 10 kg. Și nu vine să cred. Da, nu vine să cred. Nu credeam că la vârsta mea mai pot slăbi. Mă gândeam că cu bătrânețea organismul s-a îmbătrânit, toate celulele au îmbătrânit și nu se mai pot regenera ca la tinerețe și că nu mai pot face nimic în privința asta. Însă acest miracol s-a întâmplat și mă bucur. Bun, trebuie să... Da, noi... Ziceți. Da, noi ne bucurăm mult că datorită faptului că fratele meu de la Timișoara mi-a trimis acele dovezi, eu am fost un tom necredincios în viața mea întotdeauna, dar când mi s-au adus dovezi concrete, nu mi-au stat, pot să spun, sute de mii în față. Eram în stare să împing tot în față, când la nivelul creierului meu am înțeles că laptele e alb și nu este griu. Am dat doar un exemplu. Așa a fost cu chestia asta, când am văzut acele dovezi care nu puteam să le neg, fiind fratele meu de corp, de sânge, am zis că e un adevăr mare, care e păcat să-l trec cu vederea și să nu trecem la acțiune. Bineînțeles, cum am primit dovezi de la el, deși în a patra zi sau a treia zi, am cumpărat cana, am cumpărat apă, am intrat în programul zilnic deja la sânge așa deodată, n-am lăsat nicio secundă, am înțeles că e ceva care e un adevăr în întuneric, dar poate și la lumină, așa. Felicitări! Trebuie să remarcăm că voi nu ați făcut un tratament, pentru că tratamentul este atunci când primiți medicamente. Noi nu suntem doctori, noi nu lucrăm cu medicamente. Și al doilea lucru referitor la faptul că ați spus că ați făcut o operație fără cuțit, noi așa ne exprimăm, dar a fost decizia voastră și fiecare cred că își asumă responsabilitatea. Pentru că faci ceva controlat și chiar dacă ți se întâmplă ceva exact cum mi s-a întâmplat soției tale, cum te cheamă? Daniela, așa Daniela, că noi chiar te-am consiliat în acele momente.
Bine, noi te-am consiliat, era, nu știu, ora 8, ai avut dureri până la ora 5 dimineața, adică ai rezistat ca o mamă eroină să naști pietre din tine, da, să renaști după o viață amară, pentru că nu e ușor să ai probleme cu fierea, că fierea e amară, nu? Deci, no, felicitări. Acum, nu știu ce v-a impulsionat pe voi să faceți ce v-a spus, că, clar, dacă cineva ne-a spus că e albă, nu e neagră și cineva este aproape de noi și cunoaștem ca acea persoană de încredere. Dar sunteți în acest proces, sunt cu 10 kg, probabil că ai dat un kilogram numai de mâl. Restul de 9 din țesuturi. Da. În două săptămâni, da. În două săptămâni e un rezultat foarte, foarte bun. Adică să te întâlnești cu cineva să spună ce duci în spate, un sac de cartofi. Cum îl duci așa în fiecare zi, dar nu-l mai lași deloc de acasă? Adică tu aveai o greutate de 10 kg alături de tine în fiecare zi. Acum dacă e un sac de cartofi, zici, păi astea erau kilogramele mele acum două săptămâni. Din nu-l simți. Super! N-ați auzit. Felicitări și țineți-o tot așa. Nu spuneți la nimeni ce ați făcut, că nu o să vă creadă. Mulțumim! Vorbiți despre îndrumătorul dumneavoastră și vreau să vă întrebăm, ați fost mulțumită de îndrumările care le primeați în momentul în care dumneavoastră erați într-o criză? Da, dacă nu primeam acele îndrumări, doctorul de la salvare mi-a zis că dacă tot mi-e rău așa, că m-a sunat și el, mi-a zis să chem din nou salvarea și să mă ducă la spital. Și la spital urmați să-ți facă ce? Să mă opereze, să-mi scoată fierea. Adică rămâneai fără vizită. Și am rezistat până dimineața. Da, da, această îndrumare mi-a salvat bila și ficatul, că simt, s-a desumflat și ficatul, nu mai este plin de grăsime, a scos o grămadă de pietre de grăsime de acolo și simt că s-a desumflat, mi-a revenit la normal. Mai bine. Da. Felicitări! Mulțumim pentru intervenția voastră. Și noi. Și noi mulțumim. Da, avem posibilitatea să dăruim acest program tuturor celor care au inima sinceră, au inima deschisă, pentru că noi nu putem să intrăm în inima dumneavoastră, clanța este pe interior, dumneavoastră trebuie să vă deschideți inima. Dacă ați sesizat ceva aici alături de noi, dacă v-a influențat, dacă v-a marcat ceva aici alături de noi sau este cineva care v-a transmis un mesaj de la inimă la inimă, ce aveți de făcut este să cereți un chestionar de sănătate, veți primi un program, veți primi consiliere pas cu pas, veți avea rezultate și apoi dacă dumneavoastră decideți puteți să vă curățați corpul și în interior așa cum vă curățați corpul în exterior. Singurul lucru ca să puteți să faceți acest lucru așa cum ați auzit este să fiți îndrumat sau să acceptați îndrumare pas cu pas din partea persoanei care vă îndrumă. Această persoană a trecut prin anumite lucruri care dumneavoastră treceți și dacă ea nu știe anumite lucruri, ne va întreba pe noi și în felul acesta veți primi un răspuns. Ce este frumos? Că este pas cu pas, ceva care poți să vezi după o zi pe alta, adică rezultate evidente după 7 zile, super, din 7 în 7 zile să ai rezultate, super, de să faci ceva controlat și apoi să vezi rezultatele a doua zi. Este extraordinar. Așa ceva nu există pentru că noi am îmbunătățit calitatea serviciilor noastre
datorită clienților mulțumiți. Și acești clienți devin prietenii noștri, devin persoane care dăruiesc mai departe pentru că simt acest lucru, nu le obligă nimeni, e o muncă de, așa zis, de voluntariat, dar este un voluntariat care îți dă o mare satisfacție pentru că un alt om se informează din cartea Dr. Robert Morse, care este practic suportul cursului nostru practic, înțelege că trebuie să fie consiliat ca să poată să treacă prin criza de vindecare, care de fapt este orice proces care noi îl facem în casa noastră, în afara casei noastre. Nu ne simțim bine când facem curățenie, ne simțim bine când este curat și acceptă această îndrumare pas cu pas din partea îndrumătorului. În felul acesta, rezultatele sunt evidente. În această seară ați văzut, rezultatele au vorbit. Așa că vă așteptăm și pe voi să puneți în practică, începând de mâine, împreună cu îndrumătorul dumneavoastră. Și, încă o dată, îndrumătorul nu este o persoană care le știe pe toate. Este o persoană umilă care, dacă nu știe, o să caute răspunsul în carul cu fân și o să-l și găsească și o să vă spună și dumneavoastră unde să citiți acea informație pentru dumneavoastră. Asta e diferența între noi și alții. Alții au dreptate, noi vrem să avem rezultate și în felul acesta ne diferențiem față de toate teoriile care există, pentru că aici totul trebuie să fie practic. Când simți, doar trebuie să menții apoi starea de bine prin programul zilnic. Felicitări tuturor, seară bună în continuare, o să avem și o dedicație pentru voi. Așa că până atunci... Bună! Noapte bună! Noapte bună! Uite, Princesica! Noapte bună tuturor! Noapte bună! Noapte bună! Noapte bună! Noapte bună! Noapte bună! Noapte bună! Noapte bună, Miruna! Shirina! Noapte bună, unchiu! Ceau!